Biserica de lemn a Dormirea Maicii Domnului se găsește în satul Prejna, comuna Balta. Importanța satului Prejna se datorează prezenței lui Tudor Vladimirescu pe acest teritoriu. Fiind încadrat ca vătah de plai, Tudor Vladimirescu a construit aici Biserica de lemn a Dormirea Maicii Domnului. Biserica de lemn a Dormirea Maicii Domnului din Prejna se află în satul omonim, comuna Balta, județul Mehedinți. Construită în anul 1806, aceasta face parte astăzi din patrimoniul cultural creștin al României. Localnicii sunt dornici să facă cunoscută istoria bisericii. Biserica din Prejna a fost construită de Tudor Vladimirescu. Se pare că în 1806 a început construcția bisericii. Tudor Vladimirescu și are origine de pe plajurile Prejnei. Tatăl lui a fost din Prejna, Gheorghe Duncea. Încă se păstrează numele de Duncea aici în sat. Deci a fost din tată prejnean și mama lui a fost din Vladimiri, de lângă Baia de Aramă. Deci ce se întâmplă? Tudor Vladimirescu a fost născut cu adevărat în Vladimiri, dar din tată prejnean Gheorghe Duncea și mama lui, nu mai știu cum or fi chemând-o, din Vladimiri. Inițial a început acolo să fie crescut, dar a rămas orfan de tată. Tatăl lui Gheorghe Duncea a murit și a rămas numai cu mama lui. Pe el normal îl chema Teodor Duncea, pe Tudor Vladimirescu, dar lumea i-a zis Tudor, fiindcă na, așa se spunea, nu se spunea Teodor pe la noi pe aici, se spunea Tudor. Și Vladimirescu și are denumirea din Vladimir, de lângă Baia de Aram. Mic fiind copil, mama lui nu a mai putut să-l crească și l-a dat slugă la cineva pe aici, în Prejna. A fost la un boier Glogoveanu, de pe plaiurile din Balta, de aceea din zonă. Și a fost mult timp slugă, însă a fost băiat isteț încă de mic copil. Plină de istorie, această zonă așteaptă sute de turiști să-i cunoască povestea. Prima pornire a lui Tudor cu panduri a fost de aici, din fața bisericii, încă era în construcție. Cu 3.000 de panduri a plecat de aici. Prima luptă cu turcii a avut loc undeva sus în deal, aici, vârful băilor, așa îi zicem noi. Era un drum care trece, încă e și acum, care trece la Herculane peste munte. Acolo a avut prima confruntare cu turcii, după aia la Costești, satul de peste deal. Apoi a luat-o în zona asta și a avut confruntare cu ei, inclusiv la Cerneț, lângă Turnul Severin. Și uite, așa a strâns panduri și a plecat. Se pare că în 1820 deja a pătruns în București. Aici, săptămânile trecute, s-a sărbătorit 200 de ani de la pătrunderea lui Tudor în București, în 1820. Și a preluat conducerea țării. N-a fost oricine Tudor. Din documente istorice scrise, dar și nescrise, biserica din Prejna, ridicată inițial din bârne de stejar, este ctitoria lui Tudor Vladimirescu. Icoanele au fost pictate de Ghiță Zugravul în anul 1808. Biserica Dormirea Maicii Domnului din Prejna se află pe lista monumentelor istorice mehedințene.